Răzvan, facem apel puțin la memorie. Ce făceai în noiembrie, atenție, 1993? Sau dacă nu-ți mai aduce aminte fix, pe undeva pe acolo. Bă, sincer, în noiembrie 93 n-am de unde să știu ce făceam în noiembrie, dar țin minte că în 93 aveam 18 ani și aveam o formație de rock nebun la Palatul Copiilor. Încă eram la Palatul Copiilor pentru că aveam 18 ani, n-apucaseră cei de la palat să ne dea afară de acolo. Da, asta făceam în anul 93. Cu succes? Adică... Cu succes. Nu era niciun succes. Veneam cu bani de acasă ca să ne vopsim niște chitări și, mă rog, a fost perioada cea mai frumoasă. Practic atunci am pus bazele la ce a urmat să fac în anii următori. Ți-am spus, era o formație de rock nebun, de puști, habar n-aveam încotro, ne îndreptăm, dar încercam și noi. Dar niște vremuri absolut memorabile. Prima întâlnire cu Antena 1, ți-o mai aduci aminte? Prima întâlnire cu Antena 1 a fost ani de zile mai târziu, undeva exact în 2000, când în 2000, sărind din formație în formație, am ajuns la formația Krypton. Și am ajuns pentru prima oară la Neața, pe vremea aia, la Neața, amfitrion era Brenciu. Brenciu, care era cazat undeva la Molvitan, din câte îmi aminte, undeva pe la etajul 2, și ne întâmpinam fiecare dimineață cu pianul. Da, atunci a fost pentru prima oară când am apărut la Antena 1.